Capitolul 23. Ne-am urcat la munte. Ne-am întors toți trei de la poalele munților Făgăraș, plin de optimism. Aici, între timp, se întâmplaseră câteva lucruri. Mihai Maga, medicinistul, a fost prins printr-o întâmplare stupidă, fără măcar să se poată apăra sau fugi. Neputând fi acuzat de lucruri importante, va fi condamnat și va ieși peste câțiva ani din închisoare, când ne va fi de mare folos. În schimb, aveam un fugar nou, Ghiță Hașiu, fratele lui Andrei Hașiu din Pojorta. Ei vor fi cunoscuți între noi cu numele de Ghiță și celălalt de Baciu. Odată, când nu era acasă, a venit o mașină cu securiști și au făcut percheziție. Greu de înțeles cum aceștia s-au îndreptat direct spre o bucătărie de vară, unde Ghiță avea o scunzătoare și o armă pe care o ținea pentru noi. Securiștii au plecat râzând, iar Ghiță, informat de ce se petrecuse acasă, s-a ținut departe. În noaptea de Sfântul Gheorghe, când ne-am întâlnit, am hotărât să ne retragem la munte cu toții. Ne-am dat întâlnire, la Mesteceni, deasupra satului Guravăi, peste noaptea de 1 mai 1949. Am fi putut fi mai mulți, căci ar fi fost destul un singur semn și sute de oameni ar fi lăsat totul și ar fi venit alături de noi. Însă ce să fi făcut cu atâția oameni? Vrând nevrând, trebuia pornită o acțiune imediată, pe viață și pe moarte. Așa că am hotărât ca toți cei ascunși sau aflați liberi în sate să rămână acolo până când va fi nevoie de ei. Noi nu mai aveam ce pierde, deoarece eram urmăriți și condamnați în contumacie. Mai întâi am căutat un loc potrivit pentru o tabără. Am găsit un platou neted, așezat la întretăierea dintre două pârâie, pe un picior de munte, cum mi se spunea la noi. Locul era camuflat de o pădure tânără de brazi și putea fi bine apărat chiar dacă am fi fost atacați din toate părțile. Valea Pojorții era departe, încât nu se auzea nici vuietul apei și aveam vedere asupra tuturor munților din jur. După o zi de muncă, patru corturi tremurau în bătaia vântului, lăsând la mijloc un careu acoperit de mușchi. Din câteva lespezi de piatră am alcătuit mese și scaune, îi ziceam masa tăcerii. În două colțuri de tabără făceam de santinelă ziua și noaptea. Deasupra unei vetre de piatră se legăna atârnat de o cujbă, ceaunul pentru mâncare. Armele erau rezemate pe rasteluri la ușa corturilor. Haine, fiecare și-a adus fel de fel de boarfe, mai subțiri și mai groase, pelerine, pături. Numai perne nu ne-am luat. Le-am confecționat din saci în care am băgat frunze uscate și mușchi. Tot bagajul îl adusesem în două rânduri. Nici vorbă să poată fi mutat la nevoie într-un singur transport. Încă nu ne dădeam seama câte lucruri de prisos aveam. A trebuit să părăsim în urma ciocnirilor cu securitatea echipamentul în plus sau să lăsăm în seama ursului din peșteri, pentru ca până la urmă să rămânem la o uniformă practică, o pereche de bocanci ușori, care să nu alunece și să nu facă urme. Ca haine de corp, o cămașă mai groasă, o haină din postav bine bătut, de culoare gri sau seină, pentru a nu fi pătrunsă de ploi și pentru a se usca repede, cu puține buzunare, cu guler mic sau chiar deloc, fără căptușală ca să nu țină umezeală și să nu se agațe de crengi. De asemenea, pantalonii pană din același material de postav, comozi la mers și tari la rupere, iar pe timpul verii erau buni cei confecționați din ceea ce pe vremuri se numea prin târguri piele de drac, o țesătură deasă și tare despre care se spunea că n-are moarte. Pe picior, deasupra bocancilor, o pereche de jambiere de piele. Îți protejau gambele de lovituri, de apă, de șerpi și de frig. O pereche indispensabilă. În raniță, un schimb de lenjerie de corp și poate și o flanelă. Cea mai importantă piesă era cojocul de oaie, confecționat din piei de mioară cu lână de toamnă, tăbăcit fără sare, pentru ca la umezeală să nu absoarbă apa. Destul de larg pentru a te cuprinde și destul de lung pentru a-ți acoperi genunchii. Pe cap, o căciulă rusească din blană de oaie,
cu pielea moale, pentru a nu sta ca o scândură pe cap. Ca raniță, ranița militară românească, având curele din piele, prinse la colțuri, impermeabilă, pentru ca la nevoie să poți duce apă în ea și să n-ai probleme când treci râurile. O foaie de cort, destul de mare, să te acopere, să te acopere tot, de ploaie și zăpadă. Toate trebuiau să intre în raniță, lăsând loc pentru o gamelă din aluminiu, eventual pentru ceva de mâncare, câteva unelte, ace, ață, sulă, cuie, pentru bocanci și sfori, pentru toate trebuințele. Apoi, cuțit cu teacă și prin buzunare chibrituri sau amnar, cremene și iască pentru foc, bine învelite pentru a nu se uda. Nu trebuia să lipsească o bucată de săpun, fără miros, ca să nu fie ușor de urmărit atunci când ne căutau cu câinii. Trei lucruri le-am socotit de aur pentru viața pe care am dus-o: căciula rusească, rucsacul nemțesc și cojocul românesc. Căciula românească nu-ți acoperă urechile, ți-o dau jos de pe cap crengile, încât noaptea riși să nu ți-o mai găsești sau ieși tot cu mâna pe ea, ca să ți-o îndești pe cap. Căciula rusească o legi sub bărbie, poate bate vântul, poți trece prin frunzișu și nu-ți cade decât cel mult cu cap cu tot. Traista românească și de sagii, orice formă ar avea, îți incomode, se agață de crengi, te trag într-o parte și trebuie să tot ții de ele. Rucsacul german e cel mai potrivit pentru a duce greutăți. Încărcătura se mulează pe spinare, se face una cu tine, nu pendulează, îți lasă mai ales mâinile libere, te poți strecura cu ușurință printre crengi și prin locuri prăpăstioase, când șezi ai un spătar de care să te rezemi și, la nevoie, poți dormi cu capul pe ea. Și cum am spus, dintre toate felurile de rucsace, ranița militară românească dinainte de 1944 e cea mai potrivită. Cojocul românesc e cea mai necesară haină. Intrat în el, având genunchii acoperiți, cu căciula pe cap, te poți culca în zăpadă. Se udă greu, dar se usucă ușor și ține cald și când e ud. Din păcate are volum mare, dar dacă pielea e bine tăbăcită, se poate strânge mai bine. Când ajungeai obosit într-un loc, dacă erai ud, îți schimbai ciorapii și hainele de pe corp cu cele din raniță uscate. Le luai pe cele ude pe deasupra să se usuce, bocancii ți-i puneai la cap sau, dacă era ger, la piept, ca să nu înghețe și să nu te mai poți încălța când te trezeai, îți băgai picioarele în raniță. Dacă ploua, puneai foaia de cor deasupra cojocului, fixai cu patul armei cojocul între genunchi și adormeai cu arma la piept, sub cojoc. Când te trezeai, hainele de corp erau uscate. Un rând le dădeai jos și le puneai în raniță. Te încălțai, îndesai cojocul în raniță, îndoiai foaia de cor sub capacul ei și în câteva minute erai bun de drum. Dacă aveai timp, sub cojoc erau bune niște frunze uscate sau măcar răscolite, cele de la fața locului, sau niște crengi rupte pentru a nu se atinge cojocul direct de pământul ud și pentru a te feri de apa de ploaie care curgea pe sub tine. Până însă să învățăm lucrurile astea a durat un timp și învățătura s-a făcut cu multă suferință. Inițial am avut pufoaice rusești, dar acestea odată ude nu se mai usucă niciodată și odată rupte sau găurite îți scot crengile, toată vata și zdrențele din interior. Cam același lucru s-a petrecut și cu mâncarea. La început ne-am luat din sate fel de fel, pâine, slănină, paste făinoase, orez. Bab Gelu Novac a dus și o carte de bucate cu calculul rației alimentare și cu numărul de calorii. Dar alimentația științifică nu era pentru noi. Mai întâi că aceste lucruri se găseau greu pe atunci, chiar și de cei liberi. Cu timpul am ajuns la o alimentație standard, mămăligă și brânză. Mălaiul se putea procura mai ușor, atât de la cioban cât și din sat. E destul de rezistent la mucegărie, dar și mucegăit își revine dacă îl pui la soare sau numai dacă îl ostenești, purtându-l legat deasupra raniței în vânt. Brânza se procura de la cioban, pe atunci în munții Făgărașului se făcea numai brânză de burduf, care într-un volum mic însuma o cantitate mare de energie. Mai era nevoie de sare și de o oală de aluminiu care
legată deasupra raniței, nu făcea zgomot când se lovea de crengile copacilor. Luciul metalic trebuia mascat permanent de fumigine sau fumingine. Probleme grave rămâneau în seama viitorului. Eram fericiți că eram vii, sănătoși, optimiști și cu toți împreună. Mai târziu, îi vom zice acestui timp epoca romantismului. Am continuat să legăm firul cu forțele anticomuniste, din locuri pe unde n-am fost până atunci. Pe lângă oamenii din satele noastre ne-am găsit repere sprijinitori în Dejan, Recea, la Săvăstreni, Săsciori, Copăcel, Lisa, Voivodeni. Am trecut apoi la așezări mai îndepărtate, la Voila. Îl aveam pe morarul din sat, că nu-i mai știu numele. În sâmbăta de jos, pe Bolovan și, din păcate, pe Gălbingea, în Boholț. În Ciuncu Mare, pe frații Gavrilă și pe frații Comșa. Se potrivise că tocmai atunci au fost răspândite prin baloane satelit manifeste din străinătate. Unele erau iscălite de Consiliul Național Român din Franța, iar altele purtau sigla regelui Mihai. Au fost găsite pe întreg teritoriul țării Făgărașului. Prin ele se dădea curaj și speranță de salvare de sub comunism. Oamenii erau bucuroși că românii din străinătate nu i-au uitat. Ce puțin trebuia făcut pentru a ridica moralul și speranța unui popor îngenunchiat. Dar aceste manifeste aveau și o parte rea. Lumea îndată a și tras concluzia că străinătatea ne va ajuta. Zi de zi, mai aici, mai colo, se ridicau tot mai mulți îndrăzneți. Într-un loc se ardea steagul roșu, într-altul oamenii se împotriveau la formarea arilor, într-altul era alungat un activist din sat. În porumbacul de jos, un crud secretar de partid a fost împușcat. Securitatea răspundea dur, dar lumea nu se înspăimânta. Se părea că, într-adevăr, lucrurile mergeau spre o ridicare generală a țării. Ne gândeam că cei din străinătate urmăresc anume acest lucru și că se va da semnalul unei revolte generale care nu trebuia să ne prindă nepregătiți. Baciu a alcătuit un manifest către oamenii din țara Făgărașului. Era o chemare la ridicare a tuturor de a pune mâna pe arme pentru a ne apăra libertatea și pământul românesc. Nu mai țin minte conținutul întreg, dar se termina cu versul de Aron Cotruș. Române cel tare nu plânge, răspunde sângelui prin sânge. Averea de ți-ar lua-o cineva și nu vei ști de o apăra, n-a fost nici când a ta. Manifestele au fost trase la șapirograf, împachetate și păstrate la doi oameni de încredere pentru ora când va fi nevoie de ele. O dorință mare a noastră a fost de a lua legătura cu luptătorii de peste munți. La vremea aceea, numele generalului Dumbravă și al colonelului Arsenescu erau pe buzele tuturor. Nu știu dacă însemnau una și aceeași persoană. Circulau desigur o mulțime de exagerări. O linie de apărare săpată în stâncă munții Cremenei, arme speciale aduse din străinătate cu avioane care ar fi aterizat acolo, mii de luptători cărora securitatea trimis asupra lor nu avea ce le face, se vântura și un cântec. Când strigă Dumbravă, odată se adună țara toată să lupte și să ne scape de la rău și de la moarte. În seriile liniștite se auzeau până la poale bubuituri de tunuri și de alte arme grele. Ni se întâmpla chiar nouă să întâlnim oameni de la care, cerând arme sau alimente, să ne spună: de ce nu vă duceți, fraților, la Dumbravă care de toate? Păcat să vă primejduiți viața umblând prin sate unde sunteți urmăriți. Ba odată, mergând la un bogătaș local, fost cârciumar și acum vânzător la cooperativă, să ne dea alimente și observând că omul ar pretinde plată, l-am întrebat cât ne costă. Cât vreți dumneavoastră, dar vă rog, faceți-mi plata în dolari, că banii ăștia românești iar să fac de nimic. Am încercat să-i explicăm acestui om că nici bani românești nu avem, că pe noi nu ne plătește nimeni, dar nu cred că l-am convins.
Mai degrabă a rămas cu impresia că vrem să ținem dolarii numai pentru noi. Na, mai târziu s-a înscris din timp la frontul plugarilor, a lăsat cooperativa în casa lui, iar singurul copil a băgat la comuniști. Cel puțin, mama sa era foarte mândră de el. Să vedeți cum zice și cum face de crezi că e chiar comunist, zise ea. La urmă, văzând că refuzăm marfa, ne-a dăruit-o. Dar să-i facem o chitanță că ne-a ajutat. I-am dat-o, a scris-o Baciu, foarte ironic. Rugăm pe cei ce vor supraviețui să plătească prezentatorului contravaloarea la atâta marfă, fără de care noi n-am fi putut trăi pentru a muri. Trebuie că aceasta a vorbit cu alții, deoarece încă doi îmbogățiți și-au oferit darurile. Era vorba de doi frați ai prefectului comunist de Făgăraș care adunaseră fel de fel de bunuri furate de la sași în 1945. Voiau să se asigure și pe lumea cealaltă de cumva ar cădea comuniștii de la putere. Pentru a lua legătura cu grupul Arsenescu Dumbravă, am trimis în două rânduri pe un om de nădejde, Gheorghe Cordea, din Gura Văii. Oamenii din partea locului făceau comerț cu vite, mai ales cu oi, trecându-le munții. Unul dintre aceștia a fost omul nostru. Sub motiv că târguiește oi, a trecut pe la stânile din masivul Iezer Păpușa, întrebându-și prietenii dacă nu au legătură cu luptătorii din munți. Careva l-a dus în fața unui bătrân, care susținea că este generalul Dumbravă. Acestuia i-a relatat despre existența grupului nostru. Bătrânul ne-a trimis să activăm pe versantul nordic al munților Făgăraș. Au rămas înțeleși ca legătura să o facem prin ciobanul Tucă. În august, trecând din munte în munte, am reușit să-l găsim pe cioban, dar el nu mai avea legătură cu generalul. Omul era convins că cel cu care vorbise era altcineva decât colonelul Arsenescu. În anul următor, de la Tucă și de la alți ciobani, am auzit următoarea versiune despre moartea colonelului Arsenescu. Într-o zi, colonelul a plecat cu o grupă de oamenii lui să pescuiască. A abătut râul pe o albie veche. Dezbrăcat și dezarmat, căuta pești în bălțile rămase după retragerea apei, în timp ce câțiva făceau de pază pe țărm. Unul dintre aceștia ar fi fost agent infiltrat al securității. Respectivul ar fi tras în colonel, omorându-l, apoi ar fi fugit. Cu această versiune am rămas de atunci, ca și o versiune reconfirmată de mulți ciobani întâlniți în anii următori. Arestat la securitate în anul 1976, eu, Ion Gavril Ogoranu, la București, am aflat că sfârșitul colonelului Arsenescu a fost altul. Nu știu dacă versiunea de mai sus a fost inventată de Arsenescu însuși ca să-și piardă urma sau de securitate ca să liniștească lumea care trebuia să știe că este mort. Noua versiune sau cea adevărată era că Arsenescu, după ce și-a dat seama că nu mai are rost o rezistență în stil mare, a cerut oamenilor să se risipească, iar el s-a ascuns în casa unui țesător din câmpul Ung Muscel. Fiind prins și arestat, a fost condamnat la moarte și executat. Tot atunci, în munți, am aflat că pe râul Doamnei acționa o altă grupă de luptători condusă de doi frați, de frații Arnăuțoiu, din Nucșoara. Cu ei se afla și o fată pe nume Maria. Pe Argeș combătea grupul studentului Marinescu, iar pe Topolog, după cum am aflat ulterior, altul, avându-i în componență pe cunoscuții noștri Ion Moldovan, Diaconescu, Aref Argeș și așa mai departe. Ne-am întors în tabără după 2 săptămâni de căutări.